Invitatul nostru de astăzi este politician, are un partid nou, este parlamentar european, a pus bazele DNA, este o persoană foarte sobră. Astăzi sperăm să fie o excepție. Direct de la aeroport, de la cursa de Bruxelles, vine la Superjurnal Monica Macovei! Direct de la aeroport. Direct de la aeroport. N-a fost nicio glumă. Zborul a fost bun, a fost ok, n-a fost turbulență? Zborul a fost bun. În cabina de toaletă m-am aranjat pretonul. Și mașina m-a schimbat. De ce ați venit aici gata, pregătită, numai să vă filmăm? Ne pare bine că ați acceptat invitația la noi la emisiune. Noi v-am văzut întotdeauna doar în context foarte sobru, vorbind despre lucruri grave. Emisiunea asta nu este foarte sobră, este o emisiune mai relaxată. E o premieră pentru noi să avem un invitat sobru, dar noi sperăm ca să fie o excepție, cum ziceam în prezentare, să vă vedem și latura cealaltă, mai puțin încruntată și aspră, ci pur și simplu veselă și degajată. Să știi că noi în spate am zâmbit continuu. Nu știu despre ce sobrietate vorbești. Nu, n-am avut ocazia. Eu am și spus hai să intrăm de mână. De mână? Așa am vrut să intrăm. N-am avut ocazia să stăm de vorbă până acum. Este prima dată când vă întâlnesc și, sincer să fiu, trebuie să îmi exprim sentimentul. Am așa un mic fior pe șira spinării. Ținând cont de faptul că dumneavoastră ați inventat DNA-ul. Sunteți mândră de ce a ieșit de DNA? Sigur, okay? Că sunt, sigur că sunt. Foarte mulțumită și mândră și prețuirea este pentru oamenii aceia de acolo care continuă să facă anticorupție, să ancheteze politicieni, oameni cu bani mulți, oameni de afaceri. Când mai se întâmplă și să vedeți o știre dimineața, Sorin Oprescu a fost ridicat de DNA. Când beți cafea, aveți așa un zâmbet de satisfacție? Aveți n-am un nici, sentiment? Nu. N-am nici zâmbet, n-am nici lacrimi. Mi se pare un lucru firesc, așa trebuie să se întâmple. Știm că avem corupție în România? Știm. Da? Cineva trebuie să lupte împotriva lor. Ce e important? Să o lași acoperită și să nu o anchetezi, să nu iei bani înapoi sau să o anchetezi? Deci eu mă bucur la fiecare caz, în sensul că mai e cineva descoperit și mai luăm niște bani înapoi. Foarte bine! Cum arată programul unui europarlamentar? Imaginez că n-aveți depinde multe de zile. Depinde de europarlamentar. Al dumneavoastră, în speță. Dar să încep cu alaltora. Alaltora. Cum arată alaltora, da? Avem colegi din diverse țări, de exemplu, de câțiva din Italia, câțiva din Grecia, pe care eu nu i-am văzut niciodată, în mandatul trecut, 5 ani de zile. Regula este însă că ți-ai salariu, nu ți-ai diurna, că dacă nu ești acolo și nu semnezi, noi semnăm condici. În fiecare comisie în care intri, semnezi fizic, pe hârtie, ca la școală. Și apoi altcineva le pune în calculator, vă dați seama așa cum începe birocrație. Ce birocrație, da. Deci sunt unii care nu au venit deloc și n-au făcut nimic. Da, și au salariu și nu pot pleca, nu pot să-i dea afară. Oare nu putem să vorbim acolo, că suntem vreo 18 milioane pe aici, pe România? Să ne ducem și noi pentru diurnă. Să ne facem europarlamentar, că e bine, adică înțeleg că e bine. Dar bun, dar un europarlamentar activ care se după duce care la treabă. După care fiecare își alege ce face, cât de mult face, în câte comisii este, câte dosare, câte legi, câte asta. Dumneavoastră în câte le comisii cere. Sunteți? Eu sunt în 3 comisii, ceilalți sunt în 2. Dar am vrut eu să fiu în 3. A vrut să fiți în 3. Care sunt cele 3 comisii? Justiție și afaceri interne, în mod evident. Da? Control bugetar, foarte important, achizițiile publice. Noi ne uităm la gestiunea și dăm descărcare de gestiune, verificăm cum sunt cheltuiți banii în toate instituțiile europene. Consiliu, Comisie, Agenții Europene, Parlament și altele. Acolo am introdus conflictul de interese. Îl aveam noi în România, le-am dat și lor. A, ce bine! Exportăm! Deci da. Exportăm! E bine! Și
A treia comisie? Comisia de afaceri externe. E o comisie care acum are mult de lucru. A avut, cu criza asta a refugiaților, mă refer. Dar și Comisia de Justiție, să știți că a făcut foarte multe audieri și am votat și în Comisia Libe pe problema refugiaților. Cum e văzută problema asta? Pentru că face parte din pachetul de, cum îl numim noi, de legi de azil, și atunci e de domeniul acestei comisii. O să vorbim despre refugiați un pic mai încolo. Ne întoarcem la programul dumneavoastră de europarlamentar. Un europarlamentar ocupat. Dar mie îmi place ce fac. Și atunci fac cu drag și fac mult. Și asta e de când sunt mică. Am învățat întotdeauna foarte mult. Am citit foarte mult, fiindcă la școală mă gândeam, asta e datoria mea de elev să învăț. A fost silitoare în școală. A fost silitoare. Care era materia preferată? Am terminat cu 10 și nici nu mai spun. Acum, după ani de zile spun, pentru că de câte ori am spus, mi-au spus că am fost o... Tocilară, da, care stă numai în casă și învață. Și așa făcea, stăteați numai în casă? Doamne, jucam și fotbal, mergeam, eram cu cheia de gât, jucam fotbal, dar jucam basket. Dar da, învățam, îmi plăcea să învăț. Și da, cred că trebuie să învățăm să citim, să citim, să citim, asta e foarte important. Îmi aduc aminte cum citeam, se adormeau părinții pe la 11-12 noaptea, eu stăteam trează, îmi reaprindeam o veioză acoperită așa, să nu vă plamă. Și citeam deja Dostoevski de la 11 ani. Da? Serios? De 11 ani. Și cum vi se părea Dostoevski la 11 ani? Am citit și recitit. Asta sunt mă mulți zi, dar la 11 ani cum priveați asta? Da. Probabil că vi se părea... Acum nu știu cum priveam, mi-a plăcut, da, numai 11 ani. Dar care este cartea noastră preferată? Care se deschide. Una dintre ele este Idiotul. Și Adrian Mutu a zis că are aceeași carte favorită. N-am vrut să spun eu asta. Este cartea lui preferată. Dar n-a spus de cine sau cum. Nu. Sincer vă spun, el așa s-a exprimat, că e cartea lui preferată. Așa a spus, da. Am și un moment în care mi se pare că mă lupt cu morile de vânt. Uh-huh. Și am ore în care nu știu, mai plâng, sunt supărată, mă gândesc că gata, nu iese, dar totdeauna... Plângeți dumneavoastră? Da. Serios? Da. Aveți așa, nu știu, cel puțin prin ecranul televizorului, transmiteți o chestie de putere, de forță. Dar sunt puternică, dar asta nu înseamnă că nu plângi. De un om puternic poate să plângă. Când v-au enervat politicieni pe aici... Nu plâng în public acum. Nu. Dar acasă vă duceți și mai... Da, și nu vreau, dacă nu-mi ieșeau lucruri pe care vreau să le fac, să știți că DNA-ul n-a fost așa un fleac. A negociat, a căzut legea în Parlament, du-te înapoi, negociază. Ați plâns mult, nu? Până a ieșit. Nu prea. Nu la altele. Dar dacă plângi noaptea de nervi 2-3 ore, da, și te scoli și zici, dar nu-i las. Mm-hmm. Și o iei de la capăt. Deci plânsul te motivează, te întărește. Da. Nu m-am gândit la asta, o să încerc. Și pe plan personal... Puteți să ne spuneți un moment de fericire? Dacă puteți, dacă nu. Da, acum o să spun cum am reacționat și o să... Am un fiu care astăzi împlinește 24 de ani. Mulțumesc! La mulți ani! Cum îl cheamă? Radu Remus. Bravo! Remus sunt prenumele bunicilor și Remus e de la bunicul din Ardeal, că eu acolo am... Uh-huh. Crescut și de acolo mi-am luat toate cele bune. Ce bucurie bune. V-a făcut? E student la arhitectură, nu vrea să audă de politică, a fost foarte asta supărat. Vreau să vă întreb dacă merge formele dumneavoastră. A fost foarte supărat când am candidat și când am mai pus... Și... Da. Da, a fost supărat ca candidat? Ați avut conflict acasă. Nu te-ai consultat cu mine. Zic nu, pentru că știam că nu ești de acord. Și... Zice, tocmai da, trebuia să te consulți și să faci cum îți spun eu. Dar ce zodie este fiul dumneavoastră? De fapt, a spus că este născut astăzi. Asta înseamnă că e balanță, da, după Fecioară mine. În fine, am trecut peste. În timpul campaniei, toată lumea zicea, trebuie să pui o poză cu copilul. Și am căutat o poză cu copilul. Și am pus o poză cu el, eu cu el. Și el a văzut-o pe Facebook. Și da? I-a plăcut poza? SMS.
Mama, cum îți permiți să pui o poză cu mine fără să mă întrebi? Are dreptate? Are dreptate. Da. Să vedeți ce-mi face după emisiunea asta. Nu, nu, nu. O să vă felicite și o să vă spună că... Nu, are dreptate, da. Foarte bine. După am făcut partidul. Așa. De azi moment de fericire. Azi? A, sau nu? A? Fericire sau nu? Da, cu ce a fost de acord? Hai să din tot parcursul nostru politic de până acum. Cu ce a zis, da, domnule, asta trebuia făcut? Sau nu, ce idee v-a dat? Cu asta din 2014. Altfel a fost... Deci el este un critic adevărat al dumneavoastră. Nu se abține să... Da, e un critic adevărat. Dar nu pe ce fac, da? De ce fac la un moment dat? Nu-ți ajunge și ție, nu te oprești, eu nu mă opresc. Dumneavoastră, cum stați cu social media? Păi eu și eu scriu pe Facebook. Orice comunicat de presă, orice părere... Scrieți acolo. Scriu pe Facebook, în același timp pe blog, pe Facebook-ul personal, pe Facebook-ul public, pe blog și pe... Aveți și Instagram? Și atât. Twitter, Snapchat, e o nebunie. Am avut câteva luni de zile și ați apoi... Da, adică am, dar n-am mai scris pe el, e adevărat. N-ați avut timp. Selfie vă faceți? Miile. Vă faceți, da? În turul 2 am fost la Londra să votez, fiindcă acolo erau mari probleme. Fuseseră din turul 1 și am stat 10 ore și jumătate și nu am ajuns să votez. Era coada pe 6 străzi și numai atunci, în acea zi, am făcut 6.000 de selfie. A, toată coada a venit să facă selfie cu noi. Este de fapt genial. La coadă, nu la vot, ci să facă selfie cu noi. Selfie cu așa, exact. Abia acum am înțeles, ok. Vreau să vă pun o întrebare legată de partidul serioasă, dumneavoastră. Nu e serioasă. De ce se cheamă partidul dumneavoastră M10? Pentru că ați terminat facultatea cu nota 10? Iarăși, nota 10. Dumneavoastră ați spus că ați terminat cu nota 10. Deci, ok. M vine de la Macovei, probabil, nu? M nu vine de la Macovei, nu. M-ul a fost folosit în campanie și e deja cunoscut. E branduit, ca să zic așa. Asta tot de la creativ, am învățat. Vine de la morală, vine de la merit, vine de la meritocrație, de la... muncă, de la foarte multe lucruri. Și ne-am gândit să lăsăm oamenii liberi cu imaginația lor să pună ce cuvânt vor ei. Emul poate veni și de la mită, să știți. Și... Vai, Toni Grecu! Dumneavoastră sunteți o luptătoare! De 10! DNA 10! Așa, continuați. Lucrurile frumoase care încep cu M. Și 10, da, vine de la nota 10, fiindcă nota 10 e cea mai bună, da? Da. 10 e numărul lui Hagi, regele fotbalului românesc, nu? Din ce am înțeles, chiar acum o săptămână a apărut doamna Laura Corsa-Căve și-a exprimat nemulțumirea vis-a-vis de faptul că nu sunt, statul nu ia... Dar asta se poate face. Problema este că astăzi ANAF este instituția, toată lumea știe ce este ANAF, da? Instituția care trebuie să pună în aplicare... Deciziile judecătorești. Dacă îi scutură un pic de neau, imediat se trezesc la realitate. Deci e inadmisibil să stai cu hotărâri definitive, executorii, și tu să nu te duci să iei bani. Ce faci cu banii? Că am făcut un calcul. Cât că erau, cred că acum începe spre 700 de milioane de euro. Deci numai de hotărâri definitive, da? Ce facem cu banii? Hai, putea să ne imaginăm. Câte spitale facem? Creștem salariile doctorilor, de exemplu. Creștem salariile doctorilor. Mărim alocațiile de copii. Asta eu făcusem calculul pe 300 de milioane de euro și pe calculul de un spital, nu știu, făceam vreo 15 spitale. Deci poți să faci calculul ca să vadă lumea exact câți kilometri de autostradă faci, câte șosele asfaltezi. Știți cum a făcut Băsescu? Asta înseamnă bani. În 2000... Adică sau... să nu văd oamenii niște doar cum așa abstract. Țineți minte plăcuțele, aici sunt bani dumneavoastră de pe marginea șoselelor? Așa ar trebui să facă Ministerul de Justiție sau să confiște banii respectivi, să construiască un spital și să spună, aici sunt banii lui George Copos, Gigi Becali... Da. Și cartea în față, la vânzare. Și o listă, da, măcar să știi și noi cui să mulțumim când intrăm în spitalul. Cine sunt titorii?
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne găsiți pe Facebook Super Jurnal. Ne vedem săptămâna viitoare de la ora 22. Numai bine! Hai, ne vedem!